Casa în care s-a născut regretatul poet Adrian Păunescu din satul Copăceni, raionul Sângerei, va fi transformată într-un muzeu al literaturii române. Locuința, care se află într-o stare deplorabilă, a fost cumpărată acum un an de Asociația Euro Regiunea Siret Prut-Nistru cu 10.000 de euro, iar recent au început lucrările de reconstrucție. Deși casa este încă în proces de restaurare, lucrările au stârnit nemulțumiri printre internauții și oamenii de cultură din Republica Moldova. Indignat este și directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefăniță, care susține că normele de restaurare nu au fost respectate, iar casa a pierdut din autenticitate. Din fotofixările care le-am văzut în mediul online, am o poziție rezervată față de intervențiile care s-au făcut la această casă de epocă, deci toate intervențiile sunt inadecvate și au dus la mutilarea, de fapt, mai mult a acestei case. Mircea Cosma, directorul executiv al Asociației Euroregiunea Siret Prut-Nistru, dar și prieten apropiat al regretatului poet, are o explicație. El spune că responsabilii de proiect au avut mai multe discuții cu familia Păunescu, cu care au stabilit care va fi aspectul final al casei. Sigur că acoperișul era din cinglă roșie care nu se mai face, care datorită timpului prinsese o culoare de ciment, așa, pământie, datorită prafului care e până localitatea Copăceni. Am decis cu Andrei Păunescu că acoperișul să fie din ce se poartă azi acoperișul de astea din tablă cutată, de culoarea care a avut o sigla la momentul respectiv. Mai mult decât atât, culoarea casei a fost schimbată la dorința poetului, care într-o scrisoare ar fi indicat cum și-ar fi dorit să arate casa renovată după moartea sa. Restul lucrurilor au rămas neschimbate, exceptând culoarea care a făcut rău poetului în 1990, și care a lăsat cu limbă de moarte, și asta consultați-l pe fiul lui, că nu dorește culoarea verde, ci dorește culoarea galben pai. În total, pentru lucrările efectuate s-au cheltuit 70.000 de euro. La fel, cei care se ocupă de restaurare promit că în casă se vor păstra o parte din lucrurile care i-au aparținut autorului, dar și volumele sale de poezie.